Oricât ar părea de straniu. Parcă ești bunica mea. Mă interesează Rosalina ca și padrușcă. Okay. Noi nu cumpărăm prostii în casă pentru că ele adună praf. Mm-hmm. Nu fiu ridicolă, nu fiu țărancă. Tu ești de acolo, eu ești de aici. Noi... Important, eu și eu deștept sau el și e deștept, dar restul, las-o ok, proastă. Categoric anti-domnul Porubina. Ceea ce n-ai purtat în viața ta astăzi, o sport. Opa! Noi putem să-i prindem așa și să-i ascultăm. Bună ziua! Bună! Bună! Ce faceți? Ia ca trăim! Trăiți și cum vezi? Oricât ar părea de straniu. Păi de ce straniu? Pe unii există, alții trăiesc, alții sunt bucuri de viață. Nu știu, de viață bună. Hainele așa arată, suplă. De răși ești, ești un tingraș măcar. Este-i compliment, domn Porubina, este-i compliment. Nu v-am văzut din vara aia unde am muncit tare mult. De asta vară, unde am fost noi la... Cealaltă vară, la nu asta. La lucru slăghit. E că pe Rosalina a venit atât da, loc tot și dacă n-am lucrat, m-am valit. Dar cum sunt invalești dacă e frig afară? Parcă ești bunica mea. Mie îmi place că voi aveți tot timpul subiecte comune, așa că eu oricând pot să mă retrag și să noi vă dau să da, provocările. Voi sunteți așa, pe de la pagina 31 mai departe? Știi cum noi, pur și simplu, am prezentat în doi și... Noi ne-am obișnuit să ne uităm unul la altul și să ne preluăm gândurile unul. Eu cred că voi vă cunoașteți atât de bine că nu cred că o să fie tare complicat cu voi. Noi de obicei... Tu știi că oricât ar părea de ciudat, dar noi ne cunoaștem în limita profesiei. Exact, doar că și nu... Eu nici nu știu cum îl cheam pe soțul ei. Eu nu știu dacă e meritat, de fapt, dacă poate eu divorțat de mult, știi? Pentru că eu l-am chemat la emisiune, eu știu și astăzi cu nevastă, și cu copii, și cu nepoți, toți. Șansele să întrebați orice, noi vă dăm voie. Dar nu mă interesează, nu mă interesează. Nu mă interesează Rosalina ca și padrușcă. Corect, eu asta am menționat în intro-ul de prezentare. Am zis că de obicei în luna dragostei invităm cupluri care se iubesc, amanți care sunt îndrăgostiți, dar de această dată am invitat... Noi suntem îndrăgostiți de profesie. De muncă, da, da, de asta și am zis. De asta vreau să vă fac câte o plimbare prin Unic, să alegem câteva magazine și să vedem unde facem stopul ca să ne dezbrăcăm. Înțelegi? Și îi plângeți bani pentru publicitate. Da, dar pe noi să ne îmbraci cum vrei. Noi, da? Da. Domn Porubina, dar și vreți să recu bani pentru publicitate? Aveți Instagram? Am, TikTok? Dar eu nu întru. La, e, fetele, auzi, bani. Fetele mele la lucru, zic că Porubina de aia telefonul, da, de să sunt pe Instagram-ul tău și să placez nu știu ce. Eu le dau și eu să-mi placez. Fetele, să știți, nu scris nimic în privat, că Andrei nu citește, ar fete, că ar citește. Nu, eu mai intru din când în când, este adevărat. Dar... Și nu vă uitați acolo, ce conținut până oamenii, ce... Nu, eu cred că am rămas în secolul trecut, totuși. Mm-hmm. Mai cunosc oameni din da, ăștia. Da, dar trebuie să vă modernizați deja, mai dar ales... Dar eu sunt modernizat, e cât îmi trebuie, eu am. Da? Foarte bine. Rosalina, tu ai Instagram? Măi, am și Instagram, am și Facebook, dar nu am urmăritori. Eu am 100 gram, 200 gram, da. Ce vrei am. Eu l-ascultam pe Andrei și mi-am dat seama că eu încă tot de cei care scenarii scriu de hârtie. Chiar dacă după asta... Pe noi, la facultatea de actorie, ne-am învățat. Când îți dea rolul scris pe ei, da. Trebuie să iei pixul exact. Și să-l scrii în caietel textul din mână să-l scrii. Deci nu există un scenariu așa bătut în cui și să mergi cu vaie după tine. Ba da, dar acolo tot e florișele, tăiet, scris. Dar când scrii din mână, tu îl memorezi, tu îți pui accentul logic unde trebuie, adică există niște... Dacă ai vedea vreodată scenariile lui Andrei Porubin, asta e artă. Dar n-aveți niciun arte. Acolo aha. Fiecare rând care trebuie pus de rând nou, abzat, după care scrie așa frumos, da, eu așa te ascult cu interes. Și după asta dar așa eu ador să mă uit în scenariile Andrei când prezentăm. Le-ați de voie? Ei, bun, da. Mai lasă de da, că nu-i secret, dar stare frumoasă. Mm-hmm. Tot e scenariu. Iată că aveți atâtea prezentări împreună, atâtea... cu siguranță trebuie să fiți cumva compatibili și la capitolul vestimentar, că e și asta important în secolul care trăim. Dar nu vezi ne-am potrijițit? E așa, cam nu prea, dar merge. Dar nu ne-am înțeles. Nu ne-am înțeles. Nu?
Eu nu mai te-am invitat, dar știți la ce emisiune ați venit? Nu. Nu? Dar nici nu eu l-am invitat, Iulia ne-a invitat. Okay. Eu habar n-am la ce emisiune m-ați invitat voi. Ne-am bucurat că ne-am văzut. Eu am un principiu. Așa. În primul rând, că mie mi s-a spus, veți fi cu Rusalina. Gata, nici nu mă interesează cum se cheamă emisiunea. Ce trebuie capul ei, dacă ceva. Nu, nu e vorba de asta. În sens că eu am deja de asta. Nu v-a spus ce facem noi aici. Nu mi s-a spus. Pe cuvânt, nu, nici habar n-am. Și apoi doi. Eu mai am un al doilea principiu. Eu nu mi-a refuz colegii niciodată. Ce drăguț. Asta mi-a spus un mare jurnalist când am fost în America. Și eu i-am solicitat un interviu și l-a venit și mi l-a dat și pe urmă eu zic mulțumesc. Și el mi-a zis că eu nu mi-a refuz colegii niciodată. Și mie așa de tare mi-a plăcut fraza asta, că eu nu refuz colegilor mei niciodată. Adică numai dacă nu pot de acum. Deci eu trebuie în viața asta să mă fac o colegă de-a dumneavoastră ca să-mi fie totul mai simplu. Dar și mi-ai propus ceva și te-am refuzat? Nu, iată, eu o să mă gândesc la această... Te vezi astăzi în vară, mi-ai propus un proiect și l-am acceptat. Ați venit, trei zile ați muncit mult. Mă pare rău că am acceptat. Ei, nu mai spuneți că v-au admirat o țară întreagă, doar comentarii de laudă ați avut. Dar pe Instagram, Andrei, erai vedetă. Dar pe YouTube? Dar pe YouTube? Numai plus, da, Andrei Porumbiu, vrem să-l mai vedem. Putem să mor și nici nu știu despre asta. Hai să ne plimbăm, dacă vreți câte o cafea, un ceai, eu vă fac cinste. Dar se poate în limita scenariului? Se poate tot ce doriți. La noi este o emisiune, dacă vreți, intrăm. Cumpărăm pentru mâine la ziua îndrăgostiților. Ați cumpărat soției vreun cadou? Sau nu vă faceți cadouri de sărbători de astea banale? Noi suntem mult mai pragmatici. Okay. Noi nu cumpărăm prostii în casă pentru că ele adună praf. Mm-hmm. Te-ai scos... Ai scos de audă că ești prostii. Ai scos... ei, nu, dar păi... Vezi că și prostiile au adresa lor. Da, ai scos 100 de... o bancnotă verde sau una vișinii vânătă din buzunar și ai dat-o și e așa de fericită. Da. Și e uite de toate prostiile. Dar nu sunt, pentru mine asta e pur marketing, inimioare, nu, nici dragobete, nici... Dar 8 martie? Mama. 8 martie pentru mama. Păi ești și tu mama la rândul tău, că n-am... Păi las copiii să o fericiți. Da. Copiii trebuie să aibă obraz să-și felicite mamele la 8 martie. Punct. Bem câte o cafea sau ne apucăm de treabă? A? Pe 9 martie. Da. Nu, este, știți când de asta, un banc de la Fuego, Paul Sorugiu mi l-a spus, zice... Stăteam eu de vorbă cu Adriana Trandafir, cu actrița asta frumoasă, și ea, că 1 martie e ziua noastră a femeilor, că 8 martie e ziua noastră a femeilor, că nu știu ce e ziua femeilor. Și că eu întreb bine, Adriana, da? Asta e ziua voastră, dar când e ziua noastră a bărbaților? La care Adriana, e o frază genială, Paul, ziua voastră e noaptea. Așa, când toți dorm și nimănui nu-i pasă. Ei, tu de-amă vorbești despre care nopți? Nopțile întunecate. Eu, de fapt, mă uit la emisiune pentru atmosferă, recunosc. Pentru discuții, pentru... Ei, și mai vezi și să mai vin de prin magazine. Așa, da. Cu ochiul. Vreau să mă duc sper timp. Mă duc concret acolo, că am văzut. Nu, apropo, eu vin foarte des la Unic. Foarte des. Da? Și rochea de pe mine e tot de la Unic, de undeva de sus. E unul din magazinele mele și preferate. Și mie îmi place Unicul. Chiar dacă nu vin foarte des, dar mie îmi place. Eu am o prietenă care vin de aici. Iată, n-am. Mergem la prietenă. Hai să o chemăm la cappuccino. Hai să chemăm cu asta. Mie îmi plăcea Unicul de când eram eu tare mică și da, aici eram. Da. Unic din ăla vechi, cu cafenea. Inima cumpărăturilor. Era un Invermag. Era un Invermag și era o cafenea care scrie în chirilic. Am stat în rând după niște. Cafenea, da. Și ați înminte, eu întrebam pe mama, dar de ce își scrie? Nu înțeleg și scrie, de ce așa greșit și o literă era încurcată. Și mama mi-a explicat că asta e în chirilică. Am stat în rând la Unic aici, după niște cizmulițe pentru bărbați, în anii în care ele se găseau foarte greu. Și la ultimul etaj erau materiale, să vede, eu știu că veneau cu mama și stăteam cu ceasuri la rând să cumpără materiale. Am stat vreo 6 ore în rând să-mi cumpără perechi de cizme, dar trebuia să zbor. 6 ore pentru o pereche de cizme? Dar și nu mai era cizme la urmă. Auzi, dar 2 zile pentru 100 de bucătărie. N-ai văzut? Tot aici am stat. Tot aici.
Da. Eu zic că trebuie să vă cumpărați un pat. Dar eu am stat aici în rând la Leiș. Leiș, de alea, de plastic. Aici era un magazin hoze ieftine. Da. Da, și era totul rând. Pentru un bec trebuie să stai în rând, pentru o preză în rând. Și eu cu mama am stat și am cumpărat Leiș. Dar nu se dădeau voi mai multe, numai câte una? Da. Dar și ne trebuie nou două Leiș la casă. Dar eu am stat odată o zi întreagă în rând, după, știți, după ce? După termose chinezești lume. Mărfuri erau puține, toate rafturile erau goale. Și tot ce se aducea, se vindea într-o secundă. Știi care era ideea? Că tu vedeai un rând, habar n-aveai și să vinde, dar te dușești și puneai în rând. Și stăteai și puteai stai jumătate de ori și să întrebi, dar ce să vinde? Dacă nu faci din dragoste pe lumea asta, degeaba mai faci ceva. Exact. Mai ales meseria pe care o facem noi. Da. Multe ori am zis. În primul rând trebuie să manifesti dragoste pentru cei pentru care faci. Mi-a zis cineva că dacă respect pe barista da, care îți face, trebuie să nu amesti și zis că da, să fie așa că da, rămâi să dai pe jos fond, cu fatul da? De fiecare dată. Mai întâi vreau să vă întrebăm despre haine și garderoba pe care o aveți. Știu că aveți foarte multe costume, sacouri, cămăși și de fiecare dată mă întrebam, sunt personale sau vă ajută un stilist atunci când prezentați, când aveți proiecte, când sunteți la televiziune? Femeie e. Acasă, de acasă le luați? Nu mă ajută nimeni. Nu? E și simplu, dar mie tăți vor câte 3 sacouri pe săptămâni pe zi. Înțelegi? Alentața tăi. Foarte alentați. Cine ai tăi? Prezentatorii de la Jurnal TV. Și eu când eram la jurnal eram cocolit și purtat pe mâini. Da, da, dacă vorbim de concert, de obicei singuri și alet prezentatorii. Da? Mai rar concertele au stiliști. De regulă știi ce facem noi? Alo, Rosalina, tu ce te bagi? Exact. De școlar e rochia ta, verde cu chicățele sau... Sau invers, zic, Andrei, tu ce fel de papioane ai, ce culori de papioane ai? Tare și tare și tare, aha, eu am rochie la papionul tău. Papioanele sunt salvarea prezentatorilor bărbați. Da, e un accesoriu care te asortează imediat cu rochia partenerii. Exact. Are și etno papioane. Am, da, de care vrei. Deci capoi e simplu ce e legat de... La bărbat e simplu. Dar la tine un sacou pe dânsul și un papion la gât. Eu de când am cunoscut pe Rosalina Rusu, tot timpul e același stil vestimentar. Niciodată nu ai... Pentru că mi-e fric să nu greșesc. Pentru că mi-e fric să nu fiu ridicolă, să nu fiu țărancă, să nu fiu extravagantă. Și nu ești de fiecare dată pe varianta pe... safe, da, adică să nu o dai în bară. Dar mie cel mai mult îmi place Rosalina când e în costum național, popular. Da, da. Este altă Rusalină, da, da. Este și altă stare. Alta. Și ea are altă stare pe față și în suflet, înțelegi? Că dacă mă știi... Eu sunt curioasă dacă v-aș pune acum să vă îmbrăcați unul pe altul, dacă știți ce să alegeți unul pentru altul, ca să iasă în tandem ceva frumos. Sau nu vreți provocare? Un burnujel. Asta ce? O stănuță ceala, diu. Aha. Dacă tot zis național. Nu, că și așa tandemuri am avut. Da, noi, pur și simplu, de foarte multe ori am prezentat în costume tradiționale, cu sumane, cu cămăși de astea tradiționale, populare, cu stănuți, cu... La câte experiențe de prezentare ați avut vreodată? Ați avut vreun conflict de scenariu, de personaje de lângă voi? Vă creați stări negative, n-ați putut lucra unul cu altul? Cum există conflict atunci când se lucrează? Dacă e vorba de scenariu, îi trebuie să o pup pe Rusalina acum, pentru că eu eram, unde eram eu, peste hotare? Da. Eram peste hotare. A fost o istorie tare. Și noi trebuia să prezentăm în doi un... Un jubileu unei, a centrului de creație, nu știu câți ani. Da. Era un eveniment mare la nivel de miniștri, da. Invitați ăștia oficiali. Și eu... aterizam cu avionul în seara acestui eveniment. Deci, normal că eu nu aveam unde psihotare să mă ocup de scenariu. Dar textele erau personalizate, adică trebuia roluri. Să fie tata și cu fiica. Da. Și textele le-am făcut, dar și tată, ia mai dat încolo, adică trebuie învățate. În stil popular, în stil vorbit. Și tu le-ai așa. Scris. Și eu le-am scris. Și tu ai mers pe încredere ei. Dar nu așa. Dar noi... repetam în culise repede. Cât mergea un număr în scenă, noi cu Andrei repetam textul. Eu mă uitam în text,
repetam. Normal că el mai era și improvizat pe locuri, dar eu măcar știu despre ce e. Uh-huh. Și zic așa, eu vorbesc asta, tu spui asta, pe urmă eu spun ceva. Eu dacă eu uit ceva, tu... Și eu o să preiau. A fost unul din cele mai buni spectacole. Auzi? A noastră. Lumea ne-a aplaudat pe noi, dar noi facem pur și simplu trecerile dintre numere. Și toți așteptau să iasă vorbim cu Zelina, îți faci mai zic. Lumea ne-a aplaudat, numai ieșeam din scenă și ne-a aplaudat pe noi. Era problemă că toți ziceam, el încă nu a aterizat. Da, eu da, foarte da, calm. Da, tot, nu, cu Andrei tot e ok. Băi, ora 2 la 6 spectacolul. Și tot și Ghini, ora 4, Andrei aterizează. De multe etine. La 6 înșepe și Andrei zice, eu cu taxiul mă duc pe acasă, pentru că am o cămașă națională și vin. La 5 și jumătate, Andrei a apărut la Filarmonic. Și la 6 a început spectacolul. Da. Dar... am zis așa, eu pot... prima scenă. Nu mi-a arătat scenă, prima scenă. Așa, pac. Așa. Tu ești de acolo, eu ești de aici, noi ne uh-huh. apropiem, zicem așa, tu te uiți la mine, te-ai întors. Andrei a venit și improvizat ceva de genul. Eu zice așa, ei, bucăți cărup pe mine înseamnă. Asta era improvizație lui. Tu n-ai scris în scenă? Nu, dar erau niște... Ea era fiica mea și eu eram tatăl ei după scenariu. Și ideea că eu știam logica mersului și Andrei permanent venea cu replici de astea. Dar eu pot să spun că am crescut foarte mult alături de Andrei Porubiu. Eu de multe ori zic, dacă cândva îl urmăream la ecran și, na, că nu o să mint acum, că visam cândva, vreodată, să fiu pe o scenă cu Andrei, mi-am dat seama cu timpul că el este omul care știe să ridici colegul. Și niciodată nu o să facă codleș. În actorie nu trebuie să tragi plapuma peste tine, trebuie să o tragi peste amândoi, dacă poți. Uh-huh. Și asta se simte în scenă. Prima mea experiență de a prezenta lângă un bărbat nu a fost deloc reușită. Deci eu am dat emisii în care ieșim plânsă și intram plâns și am zis, Doamne, îți prezint cu un bărbat, asta e oribil, nu mai vreau această experiență. Da? Da, de lungul anii o să mai schimb situația, când dai de omul potrivit, da, care exact. Cumva, mai ales, actorul Cătălin Lungu. Totul depinde cum știi să te pliezi, cum știi să fii receptiv. Să nu cauți să-l faci așa cum îți place ție, să-l leși așa cum este el. Să leci, mă vrei. Da. Să nu vrei și mai deștept ca dânsa. Da. Ca dânsa. Că e o mare problemă la mulți prezentatori, dacă fiu dintr-o parte. Important, eu și eu deștept sau el și deștept, dar eu sunt las la chei proastă. Deci niciodată nu a fost asta că eu sunt Andrei Porubin, dar el las și ei proastă. Sau eu știu tot textul, dar Andrei nu știe, eu am o șansă să fac așa că... Nu. Am să-l umbrez. Da. Asta nu este tandem. Ce uneori te uiți dintr-o parte la alt cupul și zici, doar asta se vede. Și cu gânsă. Și parcă că tot ca voi, știi? Da. Cafeluța e băută? Da, la mine s-a pătrat inimioara. Dispoziția este băubilă. A fost băubilă? Da. Înseamnă că mergem în etapa următoare, pentru că avem treabă de făcut. Nu v-am chemat așa. Am povestit, am vorbit. Acum la partea practică. Hai la treabă. Ne dezbrăcăm aici, ne îmbrăcăm la etajul de sus. Așa. Și o să mergem așa în piele goală? Da! Cât invitații noștri mai admiră centrul comercial unic, eu merg la etajul 3, acolo unde o să facem marea schimbare de stil a invitațiilor noștri de astăzi. Am venit la Coton să văd cu ochii mei cât de mare sunt reducerile în această perioadă. Apropo, și cu invitații o să ne plimbăm pe aici. Ce vreau eu să vă spun este că Coton are la dispoziție deja o gamă foarte largă pentru sezonul de primăvară. Dacă încă nu ți-ai pregătit articolele de bază, eu zic să vii aici, la Unic, și să-ți reînnoiești garderoba. Îl aveți? Care sunt mai mare, 7-6. Este oversize pe doamna aia, ea nu poartă așa. Dar unde ăsta aveți pe el? Încă nimic, acuș. Dacă v-a fost dor, eu am venit. Da, așa, ca nuanță. Arăt ca un stilist adevărat, cu hainele în mână,
în mâna dreaptă și cu cafeluța în mâna stângă, chiar dacă se bea cu mâna dreaptă, așa cum spune Emilian Crețu, colegul meu. Am ales ceva smart casual, nu pot să-i zic că e clasic, dar nici nu pot să-i zic că e un stil mai sport. Nu-l văd, chiar dacă aș fi vrut să-l îmbrac într-un costum sport, este categoric anti-domnul Porubin, așa că o să păstrăm statutul și silueta corpului pe care o are. Poartă mărime la picior, 43, da? Hai să căutăm. Vă ați spus că greu, nu greu, foarte repede am adunat hainele astea, e foarte repede. Dar pentru cineva așa e foarte ușor de adunat. Și totul e gata. Ei, tu ai ochiul dat. Hai să întrebăm ce s-a condus. Niculia ta, ajută-ne. Ce, n-ai purtat în viața ta astăzi o sport? Opa. Îmi pare rău. Adică eu. Dar cine ai purtat? Nu știu. Nu știu, așa, stil de ăsta de meu. Cu faică. Cu faică? Nu, cu faică eu am purtat. Măi, slăbănașii de-al de tine cu feșile și dar eu dacă mă îmbrac în cu faică, apărăt ca urs panda. Da, domn Porubin, domn Porubin tot o să aibă un stil delicat, așa că hai să vedem. Hai. Dar numai nu manierat. Și să cânte marșul de la nuntă. Tan, tan, taran, tan, tan. O, stai, că eu am culcat. Hai să-i vedem cât sunt de frumoși și stilați, pentru că, într-adevăr, schimbarea se vede. Eu pe Rusalina, în viața mea, nu am văzut așa îmbrăcată. Pe domnul Porubin, sincer să fiu, nu am cu ce să-l uimesc, că el așa, e pe stil. Nici chiar eu n-am văzut pe Rusalina așa îmbrăcată. Nu? Nici chiar eu nu mă văd așa. E diferit. Nu știu dacă te-a văzut vreodată într-o pereche de pantaloni ăștia în parașută. Nu erau, nu? Parcă am dat vreo 20 de ani jos. Da? Asta e secretul. Important hainele. Să nu se ridice cineva, știi? Nu, eu știam despre pantaloni ăștia lași, când le-a zis o stilistă la emisiune, că așa se poartă acum. Se poartă, e stilat. Stil de mod. Dar nu numai fetele, dar îmi zis că și băieții poartă. Ia, hai să încercăm. Să dai-o leac pantaloni. Așa, eu mă bucur că v-a plăcut, dar provocările nu se termină aici. Pentru că știți ce am pentru voi? Nu. Ia să vedeți. Am două tăblițe așa frumoase, cu o careocă. Vă mânez una pe dreapta, una pe stânga. Uh-huh. Și avem și noi câteva întrebări. Iar voi o să răspundeți în tandem, ca să vedem cât de bine vă cunoașteți de pe platourile de filmare. Aha, deci, borș sau zamă? Stai la legi sau trandășiri? Întrebările sunt foarte diferite de la caz la caz. Ok. Noi trebuie să stăm spate la spate, da? Trebuie să nu vă uitați. Domn Porubin, nu trișați, bine? E chiar vreau să văd cât de gine vă știți. Geant sau fără geant? E stilat cu. 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 Hai, sunteți pregătiți? Geant roșu sau neagră? Roșie. Roșie. Da. Vă cunoașteți din anul? Scriți? Nu spuneți. Stai cu voce. Stai să-mi amintesc. Cu trecut vreo 50 de ani. Eu știu. Eram gravid cu Bogdan. Acum câți ani are Bogdan? Știi numele Rusalina? Vreo 16. Stai să-mi amintesc când... Că eu te-am văzut la teatru. Nu, indiciu. Era ziua vinului, prima dată, când eu cu Badi Andrei am prezentat. Da. Și eram gravidă cu Bogdan. Și eram și... Și Bogdan are... Și mi-a legat brâușeala la Catrință. Da, drept. Dar asta a fost prin 2009. Așa, da. Trighini, vă cunoașteți, îmi pare. Nu, dar eu am zis. 2008. Ia? Domnul, și-a scris? O, super. Da, au zis 15 ani, Bogdan are 14. Deci era însărcinată. Eu am zis 15 ani. Ok, următoarea întrebare. Ștergeți răspunsul ăsta? Ștergi tot? Da? Ok. Hai. Care este cea mai haioasă amintire petrecută cu voi doi în timp ce prezentați un eveniment? Puteți scrie doar anul și după desfășurați. Ce mai haioasă? Aia care noi am zis, da. Care am povestit acolo la cafea.
Aha, nu, da? Am vorbit de ea. Noi de sărbătoarea aia când Andrei de la aeroport a venit drept pe scenă. Pe scenă, da, chiar pe scenă. Care a fost prima impresie care ați avut-o unul despre altul? Printr-un cuvânt, dacă v-ați descrie. Domn Porumina, nu e inspirat, el n-are scenariu. Când să vă... No, eu mă scriu frumos. Să mă gândesc ce spun. Regele scenic. Mi-am pare rău că n-am spus regina. Eu am scris volubilă. Vorbește bine. Eu, știi cum, eu dacă sunt de radio, eu apreciez oamenii după felul cum vorbesc. Și imediat prima impresie a omului, dacă vorbește bine, dacă are voce radiofonică și dacă știe să vorbească frumos. No, de eu când am zis regele scenei, m-am gândit la ideea de gospodar al scenei. Deci el acolo e împărăția acolo lui. Acolo se simte cea acolo mai bine. Acolo el e țar. Care este fraza voastră de salut? Unul față de altul. Cum vă salutați? Am o să ștergi cu asta. Ei, las că eu am fost sanatual și... auzi? Care este fraza voastră de salut? Nu. Igor Caras vreo câțiva ani spune Serioja. Serioja. Serioja, dar Serioja. Andrei, tu ne așa de frumos să spui numele. Da, cumva deosebit. Știu. Păi asta vreau să scriu. Rosalina. Sunt sigură că Rosalina așa, în așa ținută, nu ați mai văzut-o niciodată. Domn Porubin și el la nivel. Hai să vedem ce aveți acolo. Eu de obicei zic ba de Andrei. De aici spun salut Rusalca. Da. Rusalca? În permanent. Și pe mine asta așa de tare mă bine dispune. Și dacă e cuvânt rusesc. Și ultima întrebare. Să vă descrieți printr-un cuvânt în ce stil sunteți îmbrăcat. Adică tu îi descrii stilul domnului Porubin și Porubin în... Aha. Acum în ce e îmbrăcat? Da. Aha. Cum se cheamă stilul ăsta? Cum credeți? Este elegant, clasic, sport, casual? Mai trebuie să inventez vreo denumire. Ia zi-mi cât de ingenios sunteți. Sunteți buni la stil. Și poate desenează. Eu am scris, nu știu ce aici. Gospodăriesc. Casual tango. Wow! Nu, bun, eu puteam scriu casual, dar gospodăriesc e mie... Dar știți că sunteți exact unde trebuie și gospodăriesc tot e bun. Da, eu țin ce să spun gospodăriesc. Auzi, v-am șarat, tu nu se duci așa. Nu, gospodin! Eu sper că v-ați distrat cel puțin și v-ați relaxat în această oră de filmări. Mă bucur tare mult că v-am avut în calitate de invitați. Și cu siguranță o să mai avem proiecte și eu știu că domn Porubin de fiecare dată o să accepte. Eu am înțeles că ne-ați adunat, noi am fost ocupată, eu am avut o pricină rezonabilă asta vară, dar la vară... Ei, de-am la vară nu mai chemăm pe nimeni. Gata? Gata, s-a terminat. Cât se poate. Nu mai ieși și faci la sară. S-a terminat. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit să fiți stilați, indiferent de scena unde sunteți, vieții. Emisiune, televizor, internet, oriunde. Nu s-o spuem, nu s-o spuem, nu s-o spuem. Și noi ne revedem săptămâna viitoare. 2, 3. De când au fost așa pupați? Sarcina e
emisiunii noastre. Apie ca muie, da? Amuie mă să-ți aminte că ați venit la o emisiune în care nu știu ce trebuie să faci. Auzi, dacă m-ai chemat, înseamnă că trebuie să fac ceva, dar... Eu știu că asta trebuie să îmbrăcăm, știu că la crochetul este mai timp trebuie să ne zbrăcăm. Nu, noi să ne îmbrăcăm singuri, dar hainele astea aruncăm peste...